Bun. Următoarea întrebare. Dacă nu a învățat cineva rugăciunile în limba arabă, este interzis să se roage? Am rugămintea să prezinte personajul care o scris, prideful Muhammed Sava a schimbat numele celor care înseamnă ceva rău. Deci e tot o scriere în limba arabă care nu știu ce înseamnă. Ca să lămurim problema asta acum. Deci profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, nu n-o schimba numele, nu n-o dat alt nume, o dat o poreclă. Este o diferență. Deci este o diferență. O poreclă care poate să însemne, de exemplu, cel care are mâna lungă. De exemplu, la Sauda, a doua soție a profetului Muhammed, pacea să fie asupra lui, i-a spus Sauda cea cu mâna lungă. De ce? Pentru că avea mâna lungă? Nu. Pentru că era foarte darnică. Deci, cred că am terminat cu subiectul ăsta. Acum să revenim la. Dacă nu a învățat cineva rugăciunile în limba arabă, este interzis să se roage? Din punct de vedere a musulmanilor extremiști, ați ajuns direct în iad deja. Numai cu întrebarea asta. Glumesc. Glumesc. Dacă n-ați învățat încă în limba arabă, rugați-vă în limba mamei dumneavoastră, limba care o vorbiți, limba care o cunoașteți. Deci e simplu. Pentru că vă spun un secret, Dumnezeu înțelege și limba română și franceză și înțelege chiar și ungurește. Nu. Asta e un secret, rămâne între noi, nu mai spuneți la nimeni. Deci până când o să învățați să faceți în limba arabă, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, și eu am învățat lucrurile astea. Sincer, îmi spune ceva aici? O spun de aici. Deci, când am învățat, eu știu oameni care spun că au învățat rugăciunea în limba arabă, Al-Fatiha și încă o sură mică, le-au învățat în 2 ore. Eu sunt mai prost. Mă iertați, ăsta e adevărul. Am spus la început. Mie mi-a trebuit 6 luni. După 6 luni, în timp în care mă rugam în limba română și citeam de 20 de ori cele 11 versete în limba arabă, cumva, cumva am început să le spun. Și prima dată când le-am spus cu voce tare, când m-a verificat un musulman din familie și am spus acele 11 versete, au început să râdă de mine, să dădea cu curul pe jos. Băi, omule, am crezut că o să facă o criză de inimă. Efectiv, am crezut că o să facă o criză de inimioară. Așa râde pe baza mea. Și am zis, bă, ce râzi? M-am supărat un picuț. Acum sunt mai bătrân, eram tânăr, eram mai prost. Nu era să-l captez. N-am vrut să-l captez, dar prima dată vreau să știu de ce te captez. Că am spus greșit, că așa de comic, că așa de... Băi, zic, eu mă rog la Dumnezeu și tu zici că-s comic. Dar e mișto? Dar zic, tu știi să te rogi în arabă? Sigur că-s arab. Bă, am întrebat, tu știi să te rogi în arabă? Când vorbim de rugăciune în arabă, vorbim de textul coranic. Arabii citesc în arabă, dar nu înseamnă că și înțeleg tot ceea ce înseamnă textul coranic și pronunția o fac foarte corect. Pentru asta trebuie să facă fiecare un picuț de școală. Pentru că e aproape o artă. Coranul în limba arabă trebuie păstrat. Dar chiar dacă noi nu vrem să-l păstrăm, el se va păstra. Pentru că Dumnezeu a jurat că va păstra Coranul intact. Dar noi trebuie să păstrăm Coranul în limba arabă ca la fel cum e păstrat metru etalon. La fel cum e păstrat kilogramul etalon. Deci de aici începe. Întotdeauna
vor exista specialiști în araba coranică care vor traduce în română, în franceză, în germană, în engleză și în chineză, în maghiară, în toate limbile pământului. Pentru că omul trebuie să înțeleagă ceea ce Dumnezeu i-a spus. Deci, pentru cine a pus întrebarea asta? Rugați-vă în ce limbă puteți până când o să învățați în limba arabă, pentru că rugăciunea este o discuție între dumneavoastră și Dumnezeu. Nu între dumneavoastră și cei din moschee sau de la locul de rugăciune sau din camera unde le bagă pe femei. Nu. Rugăciunea este o discuție intimă și personală între mine și Dumnezeu. Eu când fac rugăciunea, eu îi spun la Dumnezeu toată durerea mea. Și trebuie să recunosc că sunt ticălos și întotdeauna îi spun durerea mea. Îi spun cazurile mele, îi spun ce mă apasă, îi spun ce mă stă pe vână. Și după aia câteodată îmi amintesc și îi spun: Doamne, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc încă o dată, de două ori, de trei ori, dar prima dată îi spun durerea mea. Pentru că asta înseamnă rugăciunea. Asta ne spune Dumnezeu, să ne rugăm, să-i spunem Lui, să împărțim cu El. Pomeniți-mă! Oare de ce? Pentru că pomenirea Lui și rugăciunea către El ne ușurează sufletul, mintea, ne scapă de gândurile bolnave și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie să le înțelegem. Rugăciunea nu e un ritual. Pac, pac! Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmani Rahim, e mișto, putem să facem și o melodie. Nu! Rugăciunea e ceva extraordinar! E ceva extraordinar! Rugăciunea către Dumnezeu schimbă globul pământesc. Dacă vrei Dumnezeu și ai destulă credință, îți schimbă globul, îți întoarce norii, dă ploaia încolo. Pentru Dumnezeu am văzut ce importanță are rugăciunea și ce valoare are și ce urmări are rugăciunea. Băi, băiatule, tu parcă ești la securitate, bă, nu mai am o urmări a halul ăsta, bă. Bă, dar mai lasă-mă în pace. O venit băiatul ăsta să-mi spună că se gata timpul. Deci, mi-e tare drag să vorbesc cu dumneavoastră. Deci, am terminat cu rugăciunea în limba arabă. Am înțeles că am terminat și timpul. Ar mai fi două întrebări la care răspundem foarte scurt. Deci, știm cu toții că doar carnea halal, adică permisă, animalelor sacrificate, ne sunt permise. Dar ce facem dacă prin apropiere sau când călătorim undeva nu găsim asemenea magazine? Atunci facem ceea ce a făcut profetul Mohamed, pacea să fie asupra lui, și a spus asupra mâncării Bismillah, în numele lui Dumnezeu. Practic, prin această expresie, a binecuvântat mâncarea. Eu personal, la mine, în familie și copiii mei, înainte să începem să mâncăm, spunem în felul următor: Doamne, binecuvântează aceste bucate și ferește-ne pe noi de tot ceea ce este rău, în numele Tău, amin. Ceea ce am spus în limba română există și în limba arabă și este hadis din suna colectată de Imam Malik. Am lămurit și această problemă.